Da. Ce și ce? Cum ce fac? Muncesc, nu vezi? Dar în altă parte nu ți-ai găsit să muncești decât la mine acasă? Păi acum ești la mine acasă. De când l-a adoptat mămica pe ăsta ca să-mi facă minișudă, numai el face și muncă prin curte, numai el se plimbă cu tractorul prin sat, numai el mănâncă în bucătărie, numai el doar din casă. Dar stai așa că nu e așa, arăt eu și nici șeful în casa asta. Și casa ta, tu ai impresia că dacă ai 2 zile de când stai aici, gata, ești tu șef? Păi normal că mă crezi șef, că mămica, uiți că îmi lasă mie casa mai târziu. Cum zic mămica așa ceva? Mamă, mămic, iau și eu ăsta. Băi, mamă! Da, mă. Și ai zis că ești casa lui Vasilii? Da. De ce? Că el nu o pierde la poker. Ei, dar nici eu nu o pierd. Păi ca să o pierzi trebuie să o ai. Băi, mămică, dar nu poți să aduci un străin la noi în casă să facă legea. Că el asta vreți să facă la noi în casă, vreți să facă legea. El face curățenii, face mâncare, face treburile tăti. Tu ce faci? Faci full de șase afș. Ei, na, s-a întâmplat odată și de acum gata, mă dezmoștenești. S-a întâmplat de mai multe ori. Norocul tău că am o singură moștenire, că altfel pierdeai mai multe. Hai, dă-i drumul și pe treabă, că, bă, de cine mușește mai mult, așa la primești. Hai. Așa am ajuns eu la mine în ogradă să fac altul legea. Păi mă ocup eu de el, nu se poate așa ceva. Ue, tu mai ai de gând stai mult aici? Că nu avem loc amândoi, ori pleci tu, ori eu. Eu nu plec nicăieri. Ba, ai să pleci? Nu, eu nu plec. Te fac eu să pleci, ascultă la mine. Ce se întâmplă acolo, băi? Nimic, ei, mamă. Ce mamă, băi? E mămica mea. Ba, a mea. Băi, a mea. Păi și iertați cumva? Nu, nu, discutăm cum să împărțim munca. Ca să fim cât mai eficienți. Spor la treabă acolo. Băi, uite la treabă. Curtea asta nu e destul de mare pentru amândoi. Te provoc la duel. Ce duel, mă? Adică cu Săbii? Nu, mă, de unde Săbii? Tu știi cât costă să facă potcovarul Săbii? Am vorbit cu câțiva să-mi fac una ca să tai păpușoi, că am schimbat mai eficient decât seșirea. Dar nu costa mai mult Săbii decât toți păpușoii. Păi atunci ce duel zici tu? Adică nu duel, un fel de duel, adică probi de duele, duel cu probi. Ce fel de probe? Deci, astea-s probele și ne câștigă, rămâne în ogradă. Bun, dar condus tractorului probă decisivă. Păi stai că eu n-am tractor. Înseamnă că ai deja 10 puncte în minus. Plus că nici eu nu văd bine de la distanță și trebuie să prind găină, așa că... Păi tu vrei neapărat să-i batai? Ia să te vă mă că sare acum la bătaie, că dacă te vede mămica, imediat zbori. Bun, las cum mă descurc eu tractor. Dacă îmi câștig, vezi cum ai zbor de aici. Am împrumutat de la Mirela cu cracanul leacă tractorul, că și ăsta a reșit pe Vasile de când odată i-o furat două găini. Norocul meu. Deci în momentul ăsta e egalitate. După ce câștigi cursa cu tractorul, ai zburat, ai înțeles? Eu? Hei, eu am tractor de 5 ani de zile. Pe mine nu mă face nimeni în tot satul ăsta. Eu n-am nicio emoție la ultima probă, acum eu cunosc tractorul de 5 ani de zile. Eu îl distrug la proba asta, nu mai rămâne nimic din ea. Pot să-i pun și eu plug și 6 cai în remorcă și tot îl fac. Ai să pierzi? Ce să fac eu, ei? Să pierd eu cu tractorul? Ei, eu nu pierd nicăieri, ei. Bine, decât la poker, dar aia e altă poveste, că acolo treceați lumea. Dar rest? Fii atent. Thank you.
știți regulile, nu? Primul care ajunge în spatele nucului, ăla câștigă duelul și dreptul de a sta în casă. Gata? Gata? Fii locuri? Fiți gata? Start! Așa, mă, cine-i șeful casa asta? Cine-i șeful ograda asta? Nu, nu, ceva nu a fost în regulă cu tractorașul meu, că nu trecea cum trebuia, adică s-a întâmplat ceva, a fost o manevră făcută, nu? Aș crede că eu sunt prost, ca să fiu sigur că câștig. Am mers mai pisar și am făcut bani la două rostul ăsta cu tractorul, că am fost sigur că el nu verighini. Dar tu mai stai mult? Păi da, că am câștigat. Și ce anume ai câștigat? Dreptul să stau aici, să muncesc. Exact. Apucă-te și puneți în practică dreptul, până nu iau eu dreptul să-ți dau două pișoare în fund. Hai, la muncă. Dar și eu parcă s-o leacă prost acum. Am muncit atât de mult ca să câștig duelul, ca să am și mai multe muncă acum. Parcă nu-i corectă viața.